Bună seara, bine v-am regăsit la Politica Zilei, sunt Ioana Constantin, mulțumesc că sunteți pe B1 TV. A fost o zi plină de populism, s-au întrecut în declarații din acestea empatice cu poporul și PSD-ul și PNL-ul. Ciolacu a dat șahmat PNL-ului, a suspendat discuțiile pentru rocadă, rocada premierilor. Știți că în ultimele zile n-am dezbătut decât funcții, cum se împarte ciolanul. E, astăzi pe Facebook Ciolacu a zis că lor le pasă de popor și vor să oprească grevele din educație și sănătate, dar să rezolve și cu pensiile speciale. E, și până se rezolvă astea, se suspendă și rocada. UDMR-ul a venit la susținere după ce PNL-ul a încercat să le ia ministerele zilele trecute. Ca atare PSD și UDMR, front comun împotriva PNL-ului, care PNL-ul a spus că asta este un joc dublu din partea PSD-ului și că manipulează. În realitate, întrebarea care rămâne la finalul zilei, dincolo de abilitatea PSD-ului de a mai îngropa încă o dată PNL-ul și dincolo de abilitatea lui Ciolacu de a deveni premier fără să fie oficial premier și de a-l aduce pe Ciucă în situația de a executa ordine. Întrebarea așadar care rămâne este: s-a jucat coaliția cu elevii României și cu profesorii României din calcul politic? Aveau nevoie de această mișcare a protestelor pentru a opri de fapt această rocadă, că ei aveau alte interese politice? Încercăm să înțelegem culisele acestui joc de astăzi, dar rămâne această bătaie de joc la adresa elevilor, a profesorilor și a sistemului de educație. Vom discuta în această seară și despre cum Statele Unite ale Americii împrumută România cu 4 miliarde de dolari pentru reactoarele nucleare mici. E o investiție cu care se laudă acum toți politicienii noștri. Întrebarea e cât ne ajută sau cum ne ajută în independența noastră energetică. Și mai vorbim și despre Consiliul Concurenței, care a amendat cu 3 milioane de euro companiile producătoare de unt. Știți că au spus că s-au înțeles la preț. Dar de ce le-au amendat? Pentru că nu au pus la dispoziție informații și acte. Vom discuta în această seară, pentru că era o anchetă extinsă a Consiliului Concurenței. Însă, pentru începutul ediției, v-am pregătit un subiect special. Am fost împreună în seara încoronării aici pe B1 TV și aflăm că regele Charles vine în România pe 2 iunie. Este prima vizită pe care o face în afara Marii Britanie după încoronare și este prima vacanță, cum scrie presa din regat, prima vacanță a regelui la Viscri după încoronare. Discutăm despre acest subiect cu profesorul Adrian Papahagi, căruia îi mulțumesc foarte mult că este alături de noi. Bun găsit! Bună seara! Mulțumesc și eu pentru invitație! Mulțumesc, domnule profesor! Așadar, aflăm că această invitație a fost făcută chiar la ceremonia de încoronare și pe 2 iunie vom avea această vizită a regelui Charles în România. Este prima vizită, sigur, regele Charles a mai venit de-a lungul anilor trecuți, dar este prima vizită a unui monarh, da? În ultimii 150 de ani, cred. Ce trebuie să vezi? Nu? Niciodată un monarh englez nu a venit în România. Este prima vizită a unui monarh britanic în România. Mai mult decât atât, este, dacă nu cumva ajunge mai devreme la Paris, dar nu cred că mai e timp, va fi a doua vizită de stat a regelui Angliei în de când este rege, sigur, și da, după încoronare prima. Regele a mai fost în Germania, după cum bine știm. Deci, pentru România, lucrul acesta este extrem de onorant și arată, sigur, nu doar dorința regelui Charles de a reveni la Viscri, pe care știm că îl iubește foarte mult și unde mergea adesea când era doar prinț moștenitor, ci este și, cred, simbolic pentru Europa de Est, în războiului din Ucraina, mai ales că Marea Britanie a sprijinit întotdeauna, după cum știm, Polonia, Ucraina și iată și România intră în această ecuație. Deci eu o văd și dintr-o perspectivă strategică această vizită a regelui. Apoi, sigur, este extrem de important că monarhul britanic are o locuință în România. Asta îl va aduce poate de mai multe ori aici, deși nu știu dacă își va permite, dar de data aceasta va veni și într-o vizită oficială. Deci, iată, profilul României crește foarte mult pe scena internațională. Acum mă uit cu foarte mare interes și la ceea ce ați anunțat în prezentarea ediției, da, investiția aceasta, împrumutul acesta american pentru microreactoare. Se mișcă foarte multe lucruri pe frontul de est, ca să spun așa. Pe frontul de vest nimic nou, dar pe frontul de est totul este nou. Eu vă spun sincer, aștept
cu imensă nerăbdare să se termine războiul din Ucraina, Ucraina să învingă, să împingă Rusia înapoi în stepele ei asiatice și în destinul ei de rogue state, se va redesena foarte mult harta Europei. Polonia, România și Ucraina vor deveni actori majori, cred, sprijiniți puternic de Marea Britanie și de Statele Unite și vor deveni o contrapondere importantă pentru vechea Europa, Charlemagne, să zicem, Franța, Germania, Benelux, unde e actualmente centru de putere și centru economic al Europei. Deci cred că România este într-o situație foarte, foarte interesantă și ar trebui să o joace foarte bine, să termine cu aceste pseudorocade și cu ciolaniada, ciolaciada, câțiada și ciuciada și ce mai joacă acolo și să se concentreze pe lucrurile serioase, fiindcă sunt foarte multe lucruri de făcut pe zona militară, pe zona de educație, iarăși. România își poate permite să fie o țară subeducată. Avem mai puțin studenți ca procent din populația națională decât orice alt stat dezvoltat din Europa. Profesorii noștri sunt printre cei mai proști plătiți din Europa. Cred că și în țări din lumea a treia sunt plătiți mai bine profesorii. Un profesor debutant are un salariu mai mic decât al unui tânăr care duce pizza cu bicicleta. Așa. Da? Nu e normal lucrul ăsta. Sigur că tânărul care duce pizza cu bicicleta lucrează mult, mai ales dacă ai motocicletă, poate ai puțin. Dar cum putem motiva tinerii să intre în învățământ? Și vă spun sincer, și eu am avut discuții chiar ieri cu un tânăr excepțional care voia să intre în învățământ și care e demotivat. Bani puțini, perspective de carieră mai nimic, statutul profesorului foarte jos, elevii lipsiți de respect. Cum mai motivezi tinerii să intre, vreau să zic, absolvenții de bună calitate să devină profesori? Avem probleme majore, deci cred că trebuie să ne... Adică nu putem să ne bazăm tot timpul doar pe contextul extern. Cum spunea paleologul, mai pică o pleașcă. Nu putem să ne așteptăm la pleașca de la regele Charles, pleașca de la Biden. Mai trebuie să facem când de cea și noi înșine. Să ne educăm, să ne școlim, să ne dezvoltăm, să ne facem infrastructură și așa mai departe. Aș vrea, și o să mai revenim și la subiectul acesta cu profesorii, pentru că este subiectul acestor zile, dar aș vrea, pentru a închide un pic subiectul acesta legat de regele Charles, pentru că vă refereați la importanța Marii Britanii, da? Și eu nu am văzut, în afară de legătura aceasta cu regele Charles, eu nu am văzut ca România să mai aibă aceeași bună colaborare, comunicare, relație diplomatică, cum vreți să-i spuneți, cu Marea Britanie. Și mă întreb, nu era cândva o axă pe care mergeam? Președintele Băsescu vorbise de faimoasa axă, nu București, Londra, Washington, să introducem și Varșovia acolo. Sigur că Varșovia e mare de picior de pod al Marii Britanii, dar ar trebui și noi să fim în acea zonă. Nu, n-aș fi pesimist totuși. Niciodată regele Angliei nu s-a uitat cu atâta simpatie la o țară cum se uită Charles la România. Eu aș merge un pic în istorie. Știți că prima dată când Carol I, care era înrudit totuși cu familia britanică, familia regală britanică și ei, Saxa-Coburg, Gotha, deci când s-a dus prima dată la Londra, regina împărăteasa Victoria nici măcar nu l-a primit. Da? Prin 1870. Abia peste 20 de ani, când s-a dus din nou prin 1890 și cea regele Carol I a reușit să fie primit de regină și nici măcar la Londra, ce a trebuit să meargă la Windsor. Da? Alți regi ai Angliei nu au fost niciodată la București. Regii României n-au fost primiți la Londra cu foarte mari onoruri. Aș putea să spun, deși e jenant episodul acesta, că a fost primit mai bine Ceaușescu de regina Elisabeta a II, în perioada în care mima un dezgheț și părea așa un actor interesant pe scena estică. După aia s-a văzut că era doar un alt stalinist sinistru. Dar, într-adevăr, Marea Britanie, America sunt pilonii securității europene și eu m-am uitat la Ucraina. Bălmăjelile președintelui Macron, ezitările cancelarului Scholz, slavă Domnului că acestea s-au redresat pe parcurs, au fost o imagine foarte palidă a mișcărilor excelente făcute de premierul Boris Johnson și chiar și de președintele Biden, considerat de unii bătrâni, ezitant și așa mai departe. Ei bine, nu. Johnson și Biden de la început au sprijinit Ucraina cum se cuvine. România trebuie să fie acolo
Cred că asta e noua axă de securitate a Europei. Ucraina, România, Polonia, Marea Britanie și după aia, firește, transatlantic, legătura majoră cu Statele Unite. Care, iată, investesc în România în independență energetică. Și eu mă întreb un lucru. Ce se întâmpla totuși dacă Exxon, de pildă, nu era oprit să exploreze gaze de șist, dacă se deschideau deja exploatările în Marea Neagră? De ce lucrurile acestea sunt blocate? În România, iată, în continuare, noi ne dăm petrolul cui? Ungurilor și austriecilor și rușilor, da? Care sunt marile companii în afară de compania națională? OMV, MOL, da? Adică românul care merge pe autostrăzi sau pe străzi sau la Cluj, oriunde. Unde își pune benzină? MOL? Multă benzina ungurii. De ce trebuie ungurii să vândă benzina noi în loc să avem noi petrol în, pe autostrăzile Ungariei? OMV, Austria, un stat care ne pune bețe în roate și care ne ține la marginea Schengen într-un mod absolut jalnic, un stat de altfel neutru, care nici măcar nu joacă alături de NATO, un stat care, se știe, a fost tot timpul teren de joacă al agențiilor de spionaj al KGB-ului, OMV controlat de ruși, și apoi Lukoil și alte chestii de genul ăsta. Vedeți? Aici sunt foarte multe lucruri de strategie energetică, de aliniere diplomatică, de construcție de infrastructură, unde România nu prea văd să joace interesant în contextul dat. Pentru că nu are oamenii politici nici curajoși, nici competenți pentru a face asta și, într-adevăr, par a fi niște interese, că eu discut des aici despre extracțiile de gaze de la, sau ce ar trebui să însemne extracție de gaze de la Neptun Deep din Marea Neagră, și nu pornește nici cum în timp ce Turcia extrage și s-ar putea să nu mai avem ce să mai scoatem la un moment dat, că am înțeles că zăcămintele sunt comune, asta ne spun specialiștii. No, asta ține de clasa politică, desigur. Aș vrea să vă mai întreb, domnule profesor, pentru că mi-a tras atenția postarea noastră de pe Facebook și la un moment dat a fost un subiect extrem de controversat, cel legat de Codex Aureus, care a intrat în patrimoniul UNESCO, ați anunțat dumneavoastră. Și e o victorie. E o mare victorie și sunt extrem de fericit și, într-un fel, mândru personal, fiindcă discuția aceasta e foarte veche. Acum, Codex Aureus, ca să spunem foarte rapid, este un evangheliar copiat în 810. 810, acum 1213 ani, da? Pentru la comanda împăratului Carol cel Mare, a ajuns în România la Batianeum, este cel mai vechi și cel mai prețios manuscris din România și astăzi acest manuscris, de fapt în 18 mai, alături de celelalte producții ale școlii de curte a lui Carol cel Mare, a intrat în patrimoniul UNESCO, adică, iată, se vede acea sigla. Este cunoscut, dar nu numai atât. România este astăzi, prin Biblioteca Națională și Biblioteca Batianeum, alături de marile biblioteci ale lumii care au manuscrise din această școală de curte a lui Carol cel Mare. Biblioteca Vaticană, British Library, Biblioteca Națională a Franței, Biblioteca Națională a Austriei, în fine, și Biblioteca de la Trier și Abbeville, două biblioteci mai mici. Deci e în lumea mare. Și toată discuția aceasta a început în 2017, când directorul Bibliotecii de la Trier, prin Comisia Germană UNESCO, a vrut să înscrie acest patrimoniu al școlii de curte, probabil de la Aachen, în memoria UNESCO. Și de atunci și eu am fost implicat, am încercat să țin legătura cu directorii Bibliotecii Naționale. Din păcate, și asta era o imensă deficiență instituțională. Ani de zile, directorii de la Biblioteca Națională au fost ținuți în interimat. Nu știu de ce. Era numit unul, stătea 2-3 luni, 6 luni, era mereu interimar, până când în sfârșit a fost numit Adrian Cioroianu, care are și o cariură, are și statutul totuși de fost ministru, fost ambasador la UNESCO, un intelectual care înțelege foarte bine situația și care în sfârșit a semnat această adeziune și astăzi, iată, manuscrisul este mult mai bine promovat, mult mai bine protejat. Și am adus România, am pus România pe hartă, într-un fel, în ce privește istoria cărții în Europa. Și sunt foarte mândru de lucrul acesta. De asta am vrut să afle mai multă lume despre această victorie importantă, mai ales că la un moment dat a fost un subiect extrem de discutat și de controversat în zona publică. Da. Tot eternii noștri naționaliști, da, care se sperie că dacă scoți în lume această carte, atenție, ea nu se mișcă din Alba Iulia, da, stă într-o cameră blindată. Dacă o faci cunoscută, brusc ne vindem țara sau cineva vine și ne-l fură sau așa. Deci toate aceste isterii, cum trăim periodic pe orice temă,
Acest naționalism furibund de genul străinii care sunt dușmanii noștri pentru orice, ei bine, nu. Iată că regele Angliei este în acest moment și a fost multă vreme prințul Charles, unul dintre imenși ambasadori și prieteni ai României. Iată că acest manuscris, copiat probabil la Aachen în acum 1200 de ani, este legătura noastră cu centrul de civilizație al Europei, capitala lui Carol cel Mare. Deci, ce poate să fie România singură, izolată? Ce să fie? O Serbie? O Bielorusie? O Găgăuzie? Avem nevoie să fim tot timpul în acest concert al civilizației, al marilor puteri. Și eu sunt foarte fericit că o facem, de altfel, prin biblioteci, prin universități, strategic, prin politică și sper cât mai mult prin economie, prin infrastructură, prin tot. Asta e un pic mai dificil. Cu e mai ușor la capitolul cultură. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor Adrian Papahagi. Mă bucur că am putut să popularizăm chestiunea aceasta legată de Codex Aureus. A fost alături de noi Adrian Papahagi, profesorul Adrian Papahagi. Mergem mai departe, ne întoarcem la rotativă, rocadă, cum vreți să-i spuneți, pentru că astăzi au fost din plin declarații și din PSD și din PNL. Ciolacu a anunțat pe Facebook că a suspendat discuțiile din interiorul coaliției cu privire la rocadă. N-am fost limpede dacă PNL-ul a fost înștiințat înainte, că la cum au reacționat, apăru că atunci au aflat. Acum, domnul Ciuc a zis, da, păi noi am zis să se respecte protocolul. Bun, hai să vedem cine mai e premierul are în coaliția asta și dacă rocada asta se mai face până la urmă. E alături de noi Dan Vâlceanu, deputat PNL, fost ministru de finanțe. Bun găsit, Dan Vâlceanu! Salut, mâna! Dan, te-aș întreba pentru început cine e premierul României, Ciucă sau Ciolacu? Pentru că pare că Ciolacu ne-a informat de toate cele. Mâine sunt negocieri cu sindicatele, tot el le-a cerut pe Facebook, tot el le-a dispus la ora 12, a anunțat că se termina și rocada, cum facem? Premierul României este Nicolae Ciucă și situația pe care o vedeți acum nu e una nouă. Și până acum domnul Ciolacu s-a comportat ca și cum ar fi dânsul premierul României. Greșeala domnului Ciuc a fost că a acceptat această situație și nu l-a pus la punct chiar de la prima încercare pe care a făcut-o atunci când a avut un asemenea comportament. Dar domnul Ciolacu se plânge exact de ceea ce, ceea ce a făcut dânsul până acum. Pentru că această coaliție avea un protocol care nu era necesar să fie renegociat, ci pur și simplu trebuie aplicat. Ne-am trezit cu domnul Ciolacu că dânsul dorește un alt guvern, altă structură și nu se mai ține de ce a semnat. Domnul Ciolacu a semnat pe acest protocol care spunea foarte clar că în momentul rotației premierilor, Partidul Național Liberal va intra în guvern cu un vicepremier, ministru de finanțe, ministru transporturilor și secretar general al guvernului. Iar PSD preia justiția și fondurile europene. Totul a durat și foarte mult și am intrat în această situație fără să se gândească domnul Ciolacu la cei care protestau deja, da, în Piața Victoriei, adică la sindicaliști din educație, pentru că domnul Ciolacu dorește preluarea puterii totale. Ce înseamnă adică asta? Dorește să îl ține pe domnul Grindeanu la transporturi, astfel încât domnul Grindeanu să nu meargă președinte al Camerei Deputaților și în acest mod să țină sub control Partidul Social Democrat, să-și țină sub control propriul partid. Dar acest lucru este un calcul de ordin intern al PSD și nu trebuia nici cum să impieteze atribuțiile pe care dânsul ar fi avut ca și premier, adică da, dar renegocierea protocolului a fost acceptată de Nicolae Ciucă. Nu zic de PNL, că nu știu că v-a întrebat cineva. Dar domnul Ciucă a acceptat această discuție de la zero a negocierilor. Ba chiar ei știau exact că l-am văzut pe Bode, care ne explica câte ministere, unde, cum se împart ele. Și a zis că dacă nu mai vrea UDMR-ul să plece, care UDMR-ul văd că s-a întors și face front comun cu PSD-ul. Deci acest plan al lui Ciolacu nu putea să existe fără acordul lui Ciucă. Asta e un lucru evident. Evident că domnul Ciucă a acceptat această renegociere, dar nu cred că știa că domnul Ciolacu are de gând să mai producă o, cum să vă spun, ca să fiu mai civilizat în discurs,
să producă încă o mărșăvie de genul ăsta. Pentru că domnul Ciucă, domnul Ciucă a știut de anunțul ăsta lui Ciolacu de astăzi? PNL-ul a știut că se suspendă negocierile sau ați aflat cu toții de pe Facebook? Evident că nu. N-a știut nimeni. Ah, păi și așa e într-o coaliție? Adică domnul Ciolacu scrie pe Facebook și cum facem? Dar eu vă mai întreb încă ceva. Câte anunțuri făcute de domnul Ciolacu au fost discutate înainte cu cineva? Nu e prima dată, asta am și spus. Nu e prima dată când domnul Ciolacu se comportă așa. Păi și domnul Ciucă, aici e întrebarea mea. Domnul Ciucă ce păzește? Nu e președintele celuilalt partid? Ba da, tocmai asta vă spuneam și eu mai devreme. Faptul că domnul Ciucă a acceptat modul ăsta de comportament l-a pus într-o situație și ne-a pus pe noi, pe liberali, într-o situație foarte complicată de fiecare dată. Pentru că noi tot timpul am aflat de la dumneavoastră, de exemplu, de la știrile B1, că avem o gaură în buget de 20 de miliarde. Am aflat de la televizor despre negocieri pe la Comisia Europeană pentru PNRR și de tot felul de alte discuții care nu și-aveau rostul. Aduceți-vă aminte că acest guvern a guvernat cu un program de guvernare acceptat, negociat și votat în Parlament. După care auzeam la PSD diverse puncte din programul de guvernare care nu erau de acord, deși îl votaseră în Parlament. Da. Și acum situația este identică. Dar Dan Gulceanu, ai spus aici pe B1 zilele trecute că sunt negocieri de fațadă, că oamenii ăștia doi, Nicu și Marcel, știu exact ce au de făcut. Întrebarea mea este ce s-a întâmplat astăzi. Nu a fost tot așa de fațadă? Adică nu e cumva un plan că nu s-a dorit să facă rotativa acum? Sigur, un plan deștept al PSD-ului, dar asta e altă discuție. Eu cred că discuția despre Ministerul Transportului a existat. A existat din anterior și cred că domnul Ciucă și domnul Ciolacu se înțeleseseră ca Ministerul Transportului să rămână la PSD. Tocmai de aceea v-am spus că mie mi se par negocieri de fațadă, pentru că de fapt ei se înțeleseseră anterior. Dar sunt convins că nimeni din Partidul Național Liberal, și aici îl introduc și pe domnul Ciucă, nu a știut că în mijlocul negocierilor domnul Ciolacu vine și spune, știți, prioritatea României sunt oamenii și oamenii care sunt în stradă, sunt profesorii, sunt copiii și noi suspendăm negocierile pentru acest fapt. De ce vă spun asta? Pentru că sindicaliștii erau în stradă înainte să înceapă aceste negocieri. Dacă pe domnul Ciolacu îl interesau sindicaliștii și profesorii și copiii, nu începea aceste negocieri, se rezuma la ce scrie în protocol și atunci pica înțelegerea pe care a avusese anterior cu domnul Ciucă. Și acum ce se întâmplă? Întrebarea este, s-a oprit rocada? Ciolacu a zis că până nu se rezolvă cu grevele și cu pensiile speciale, ceea ce nu se rezolvă niciodată, da? A zis că nu mai revine la negocierile pentru rocadă. Și atunci când se face? Se mai face rocada? Eu cred că se va face această rocada premierilor. Cred că întâlnirea de mâine va aduce elemente noi, pentru că altfel domnul Ciolacu n-ar fi mers în întâlnirea aceea. Uh-huh. Eu cred că știe foarte... Dânsul a și anunțat că suspendă negocierile și că se implică practic în rezolvarea problemelor pe care profesorii le au și cred că știe foarte bine de ce face asta. Adică eu cred că a fost un plan, nu o întâmplare, în care domnul Ciolacu a generat această discuție și tot dânsul este cel care dorește să o rezolve. Păi bun, și în cazul ăsta domnul Ciolacu devine un soi de premier fără să fie premier, iar Ciucă execută el fiind premier, iar domnul Ciolacu participă la tot în calitate de viitor premier, că nu știm când o să se întâmple asta, nu? Și atunci, practic, avem un guvern cu doi premieri, unul actual, dar cu puțină putere, nu că lumea îl percepe pe final, și unul viitor către care se uită toată lumea cu interes. Cam așa pare. Adică în momentul ăsta Ciolacu conduce guvernul. Vreau să vă spun că din punctul ăsta de vedere sau situația pe care ați descris-o mai devreme a fost generată și prin ceea ce a spus domnul Budăi zilele trecute, că a luat mandat de la viitorul premier. Da. Deci ceea ce ați spus dumneavoastră mai devreme se întâmplă de facto. Adică e clar că miniștrii care mai vor să rămână de la PSD, care mai vor să rămână în viitorul guvern, nu mai discută cu domnul Ciucă, ci discută direct cu domnul Ciolacu. De altfel, și postarea de astăzi a domnului Budăi arată exact acest aspect. Domnul Budăi a spus că va merge
la întâlnirea de mâine și va rezolva problemele profesorilor. N-a spus că a fost o întâlnire programată de premier și a fost chemat acolo de premier. Nu, dânsul merge, dânsul se duce. Bun, PNL-ul cum a primit astăzi aceste informații? De pe Facebook. Mie mi s-a părut că toată lumea a comunicat pe Facebook. Ce-o la cu anunța primul bine pa, după care a venit de mereu a zis noi susținem, domnul Ciuca a zis da, dar noi am zis la început că nu e bine cu protocolul ăsta, după care au început miniștrii să se certe între ei și ai voștri cu declarații din PNL. Deci, care e acum, la ora asta, atmosfera în PNL? Că oamenii știau că se pregătesc, negociază funcții, miniștri, secretar de stat, toate cele. Atmosfera în PNL este aceeași ca și în alte situații de felul ăsta. Adică colegii spun, uite, cei de la PSD încă o dată arată că nu pot fi parteneri onești, încă o dată arată că nu sunt interesați decât să ne păcălească și evident conduce spre o situație de care eu am mai spus și o să o repet de fiecare dată când am ocazia. Partidul Național Liberal nu este confortabil cu această coaliție și se va simți mult mai bine atunci când această coaliție va fi terminată. Păi și se cere terminarea acestei coaliții cu o voce mai puternică în interiorul PNL-ului? Eu sper că da. Eu sper că în cel mai scurt timp să putem vorbi la trecut de această coaliție. Dar suntem în mijlocul negocierilor, practic. Că ele sunt suspendate sau nu, noi suntem în mijlocul negocierilor. Mi-e greu să cred că ăsta în acest moment va putea exista o rupere a coaliției. Dar după rotație, sunt convins că se va întâmpla și acest lucru. Bun, PNL-ul, parte din PNL, spui că... Pentru că uitați-vă cum se comportă acum când domnul Ciolacu încă nu e premier în acte, da. Dar oficial. Păi când va fi premier oficial, vă dați seama că va fi mult mai rău. Da, și cu Ciucă adjunct. Întrebarea e, PNL-ul nu e confortabil cu această coaliție, spuneți, cu această alianță cu PSD-ul? Întrebarea este, mai e PNL-ul confortabil cu domnul Ciucă? Pare că domnul Ciucă habar nu are ce se întâmplă pentru propriul său partid. Adică dacă într-adevăr Ciucă a aflat de pe Facebook astăzi că Ciolacu a rupt discuțiile pentru rotativă, mie mi se pare că e foarte grav. Adică e un dispreț total pe care l-a arătat PSD-ul față de PNL și PNL-ul a zis, da, să trăiește, trebuie să fac mâine la 12, haideți mâine la 12. Este evident că și domnul Ciucă a aflat de pe Facebook sau a aflat din presă despre acest lucru, pentru că declarația dânsului demonstrează acest fapt. Din punctul meu de vedere, PSD s-a comportat așa de nenumărate ori cu noi. Nu e prima dată. Am aflat de atâtea ori de la televizor despre multe lucruri și gândiți-vă acum numai la discuția asta despre comasarea unor alegeri. Din PNL veneau informații și spuneau că s-a discutat în coaliție și că se discută ideea comasării alegerilor și după care de la PSD veneau unul câte unul și spuneau nu, domnule, există așa ceva, e o prostie, noi nu suntem de acord, e neconstitucional. Evident că până la urmă, dacă discutăm ideea, de exemplu, comasării alegerilor, da, ea e neconstituțională, dar un partener loial nu putea să se comporte în spațiu public la modul în care s-a comportat PSD. Tocmai de aceea eu cred și sunt convins că se va întâmpla imediat după această rocadă ca Partidul Național Liberal să facă o analiză la ce a adus bun, în primul rând, pentru România această coaliție cu PSD și după aceea ce a adus bun pentru Partidul Național Liberal. Pentru că pentru România nu vedem nimic, nu vedem măsuri sau programe care să genereze creștere, dezvoltare. Noi am vrut să ne implicăm în această coaliție și am prins acolo în protocolul ăsta că ne dorim să luăm Ministerul Transportului și Ministerul de Finanțe, adică ministere care să poată genera dezvoltare, că așa le-am spus oamenilor în campanie, dezvoltăm România. Și atunci, ca să poți să spui în practică ideile de dezvoltare, trebuia să mergi la Ministerul Transportului, la Ministerul de Finanțe, Ministerul Economice, da? Bun. Uitați-vă că acum cei de la PSD spun nu, Ministerul de Transportul trebuie să rămână la PSD, se comportă absolut, cel puțin îndoielnic, cu Partidul Național Liberal și cu conducerea Partidului Național Liberal. Și evident că în momentul în care te uiți și pe sondaje și vezi că Partidul Național Liberal continuă să scadă
în această coaliție cu PSD, nu-ți mai rămâne de făcut nimic decât să pleci dintr-o relație toxică. Deci pare că e o cursă acum. Cine pleacă primul din coaliție, PSD sau PNL? Mă tem că de data asta tot PSD-știlor o să le iasă. Mulțumesc mult, Dan Vâlceanu, a fost alături de noi. Luăm o scurtă pauză de plujate, ne întoarcem pentru că mâine la ora 12 sunt discuții la Palatul Victoria. Au fost chemate sindicatele, mă rog, le-a chemat Ciolacu, dar s-a executat Ciucă. Ce se întâmplă, de fapt, aflăm imediat după pauză. Ne-am întors la Politica Zilei și vă propun să intrăm în dezbatere exact legată de această grevă din educație, pentru că mâine de la ora 12 sunt așteptate sindicatele la Palatul Victoria la o întâlnire cu Ciolacu, Ciucă, dar și cu miniștrii. Și aici toți miniștrii, doamna Deca de la Educație, domnul Câciu de la Finanțe, care spune că a găsit banii pentru educație, domnul Budăi de la Ministerul Muncii, care pe Facebook s-a invitat și dânsul în poveste acolo și a spus că trebuie să găsim soluții. Nu știu unde au fost toți oamenii ăștia până astăzi, când Ciolacu a dat șahmat PNL-ului și a suspenda negocierile din rotativă, spunând că e vremea să fim responsabili agenda românilor. Nu mai coincide, domne, cu agenda noastră politică și e vremea să terminăm cu împărțirea asta a funcțiilor. Ciucă tot pe Facebook îi răspunde lui Ciolacu și pare că n-au vorbit între ei, deși eu vă spun că pare un plan în realitate. Dar Ciucă zice, dar noi azi de la început la PNL că nu trebuie să ne amestecăm, să rupem protocolul, să le reluăm negocierile de la zero, trebuia să le respectăm. Și a curs azi cu declarații populiste. Întrebarea e, luni copiii merg la școală sau nu? Asta e una. Și a doua întrebare este, s-au jucat cu elevii României din calcul politic? Adică au folosit protestele din educație pentru rocada lor? În fine, ce se întâmplă luni? Asta e singura întrebare. Invitații mei și ai dumneavoastră, Simona Spătaru, senatorul SR, mulțumesc foarte mult. Bogdan Glavan, profesor de economie, mulțumesc. Prin legătură telefonică directă, Natalia Intotero, deputat PSD, mulțumesc, doamnă. Bună seara și eu vă mulțumesc. De asemenea, europarlamentarul PNL, Gheorghe Falcă. Mulțumesc. Bună seara dumneavoastră și invitația dumneavoastră. Doamna Intotero, vin la dumneavoastră prima dată pentru că sunteți și în, din câte știu, și în Comisia de Educație din Camera Deputaților și luni se votează și legile educației, altă sincronizare interesantă. Însă, întrebarea este, se poate evita greva de luni, doamna Intotero? Categoric, această grevă poate fi evitată atât în folosul elevilor cât și în folosul cadrelor didactice. Da, întrebarea e, doamna Totero, de ce nu s-au rezolvat problemele profesorilor mai din timp? Pentru că legea salarizării este și jalon în PNRR, plus că sunt niște obligații pe care guvernele de-a lungul anilor le-au avut față de aceste categorii. Așa este. Actuala lege a salarizării prevedea în fiecare an creșteri pentru această categorie socioprofesională. Din păcate, în perioada pandemiei, dascălie nu au mai beneficiat de creșteri salariale, ci doar cei care lucrează în domeniul sănătății. La vremea respectivă au fost înțelegători, pentru că am trecut cu toții prin această perioadă delicată, chiar dacă ei au avut cheltuieli foarte mari, pentru că foarte mulți dintre ei nu știau să folosească acele platforme de predare-învățare și și-au făcut cursuri plătindu-le din salariile lor. A trecut pandemia în 2022, de când am intrat la guvernare alături de PNL. Ei au beneficiat de o creștere, dar micuță față de necesitățile actuale, ori salariile cadrelor didactice și nu numai a cadrelor didactice, a întreg personalului din învățământ, pentru că vorbim și de cel nedidactic, didactic auxiliar, obligatoriu trebuie să crească măcar să acopere inflația și nu doar. Dacă vrem să ne atragem profesioniști în sistem, am susținut de foarte mult timp, dar e momentul să facem front comun, nu doar la mod declarativ. Pentru că în fiecare an când ajunge bugetul în Parlament, fiecare parlamentar, în funcție de comisia de specialitate, încerca să tragă mai mulți bani spre domeniul său de activitate. E un moment delicat. Da, la educație e 2%. Dar, doamna Intotero, dumneavoastră ați știut că se suspendă negocierile din coaliție și că de astăzi se joacă rolul acesta de oameni responsabili? Nu am știut, pentru că nu fac parte din comisia de negociere, încă, însă am simțit și eu pulsul cetățenilor și cred că mai presus de orice numire de ministru este interesul cetățeanului. Da. Sunt convinsă că mâine vor ajunge la o concluzie în folosul acestei categorii socioprofesionale și în folosul elevilor în egală măsură. Înainte să trec la colegul nostru de coaliție, la domnul Falcă, doamna Intotero, știu că sunteți un om sincer.
s-a folosit coaliția de profesori și de elevi pentru jocul acesta politic cu rotativa? Așa pare, doamna Intotero. Pare cred că s-au pornit niște proteste și le-ați folosit ulterior. Nu, nu cred că cineva a avut o asemenea intenție și să știți că niciunui prim-ministru, niciunui ministru nu cred că îi convine ca la începutul mandatului său sau în continuarea mandatului său să existe aceste proteste și aceste nemulțumiri sociale. Bun, deci dumneavoastră aveți încrederea că mâine există șanse de a remedia aceste nemulțumiri ale dascălilor și poate de luni, marți să se reia orele? Știu că în această săptămână care tocmai s-a încheiat, în mijlocul săptămânii au mai avut loc discuții cu reprezentanții sindicatelor, discuții la care au participat reprezentanții ministerului, domn președinte Ciolacu și primul ministru Nicolae Ciucă. Bine, domnule Falcă, dumneavoastră la PNL știați de decizia PSD-ului de a suspenda negocierile în rotativă și de a deveni foarte serios și responsabil cu țara? Sau ați fost doar informați? Eu știu că toată săptămâna s-a purtat negocieri și negocierile au fost eșuate. Adică în timpul săptămânii n-a avut bani nici Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii evident nu avea legea salarizării unice, nici măcar un draft să le prezinte unde vor fi categoria introdusă pentru a ști exact oamenii ce perspective au, dar în timpul weekendului s-a întâmplat o minune. Dar minunea încă nu este finalizată. O să vedem mâine la negocieri. Nu e, domnul Cuciu a zis că a găsit banii, să știți. Dar întrebarea e alta. PNL-ul a știut că domnul Ciolacu nu mai face rocadă? Că a aflat de pe Facebook, așa pare. În primul rând, dacă ne respectăm înțelegerea, protocolul semnat, rocada trebuie făcută în 26 mai, așa cum s-a convenit. Domnule Falcă, a știut Ciucă de faptul că Ciolacu suspendă negocierile din rotativă? N-a știut nimeni. Cum n-a știut nimeni că domnul Ciolacu dorește să încalce protocolul, să obțină Ministerul Transportului? Cum n-a știut nimeni că domnul Ciolacu mai cere un vicepremier în plus? Adică noi spunem că reducem numărul de ministeri, dar mai înființăm un vicepremier în plus? Adică noi nu știm foarte multe lucruri, dar vrem să fim parteneri onești. Păi, asta eu înțeleg, dar domnule Falcă, cu tot respectul, asta ați fost într-un partid care la un moment dat a fost la câteva sutime acolo să atingă PSD-ul ca voturi. Și nu vi se pare că astăzi, efectiv, printr-o abilitate extraordinară a PSD-ului, Ciolacu a îngropat pur și simplu PNL-ul? Pentru că, domnul Ciucă, dacă îmi spuneți realmente că ați aflat cu toții de pe Facebook, mi se pare halucinant. Adică domnul Ciucă acolo e doar cu numele sau cum? Asta e modul de lucru în coaliție, dar să nu uităm că lucrul acesta se poate întoarce. Puțină lume știe ce înseamnă anul 2024, când deficitul bugetar trebuie să fie 3%, când trebuie să avem cofinanțare pentru cele 6 miliarde de euro care trebuie să intre în infrastructură, că vor crește salariile și pensiile datorită celor două legi importante. Și anul 2024 va fi un an foarte greu. Iar dacă noi am jucat în 2024 cum joacă astăzi PSD-ul cu noi, ar fi rău și pentru țară, dar și pentru PSD. Mai susțineți această coaliție, domnule Falcă, că trebuie să rămână în continuare? Matematic nu există o altă soluție. Nu am fost adeptul acestei coaliții, dar când faci un compromis, trebuie să te ții de compromis și în continuare nu avem o altă soluție decât să menținem această coaliție. Dar încă o dată spun, onestitate și ceea ce constat lipsește la foarte mulți politicieni. Bun, domnule Glevan, sunteți și profesor. Pe bună dreptate, oamenii cer salarii mai mari. În fine, e nevoie de multă reformă în educație, dar momentul a fost interesant și cum a fost speculat de liderii coaliției. Domnule, după scaunul meu, lucrurile se văd în felul următor. Perturbat de o primă grevă, că nu prea au fost proteste în țara asta în ultima perioadă și o grevă în învățământ nu a fost, cred că, de 18 ani de zile, deci un eveniment foarte rar, domnul Ciolacu a dat bir cu fugiții. Asta se vede de aici. De ce? Pentru că așteptările oamenilor și așteptarea mea era pur și simplu în logica a ceea ce au semnat. Și au subliniat de nenumărate rânduri. Au semnat acum una jumate că se va face o rotație, da? Și că schimbă 4 ministere și primul ministru. Ce poate fi mai simplu? Dar iată că
oameni care au pretenția să planifice pentru România, da? Deci atenție, să planifice bugete, da? Bugete pe ani de zile, să planifice, ce să planifice? Reactoarele nucleare la Doicești în 2030, să planifice autostrăzi și mai departe, ei nu pot planifica între ei să schimbe, să facă rocadă în patru ministere, deponând jumate pe altul. Deci, nu există o explicație, să spunem așa, rațională, decât emoția pe care domnul Ciolacu a trăit-o în ultimele zile, văzând că sunt niște proteste, sunt niște nemulțumiri sociale. A speculat foarte bine momentul și acum s-a erijat în cel care rezolvă problema. Dar permiteți-mi să spun că nici nu este... la fel, nu mă aștept acum ca peste weekend să se rezolve acest lucru. De ce? Păi, să fim serioși. O creștere a salariilor în învățământ presupune niște calcule foarte atente, presupune identificarea resurselor, da? Deci presupune să stai la masă cu mai mulți oameni, mai mulți experți, presupune să vezi de unde reduci cheltuieli ca să pui mai mult aici, da? Asta presupune. Ori acest exercițiu nu se poate face. Oricine are o minimă experiență în administrație, într-o companie privată, chiar mică, știe că nu poți lua peste sâmbătă, peste weekend, cu asemenea deci decertă importantă. Deci a găsit banii, așa a zis, că el a găsit banii. Azi a declarat. Dacă... Deci, da. încă o secundă, dacă cumva mâine sau luni vine primul ministru sau domnul Ciolacu și spune gata, am găsit soluția să mărim cu nu știu cât la 100 salariile, este absolut ridicol și se va demonstra într-adevăr ce spuneți dumneavoastră, că de fapt și-au ridicat o minge la fileu, adică au zis că hai să-i agităm un pic pe profesori ca să pozăm noi în salvatorii națiunii, dar eu nu cred că așa ceva se va întâmpla. Simona Spătaru, luni e și votul final pe legile educației, deci pare toate lucrurile astea au fost cumva, mie mi se pare că e o strategie aici, sigur românii care se uită să zică, domnule, sunt prea slabi, ca să zic altfel, ca să aibă astfel de strategii. Și totuși, domne, vineri era grevă generală luni și UDMR-ul plecase de la masa negocierilor și PSD cu PNL nu se înțelegea unde lașează pe Grindeanu și mai ales unde îl pun pe Ciucă, că asta era problema principală. Clar. Și azi, sâmbătă de dimineață, când toți eram liniștiți de weekend, a venit Ciolacu și a zis, gata cu rotativa, noi suntem cei mai responsabili, hai, PNL, executarea. În fapt, a fost premierul de facto și în tot acest timp, domnul Ciolacu. Felul în care reacționează intempestiv pe Facebook îl caracterizează. Uitați-vă în spate când a făcut aceeași postare pe Facebook, când a fost vorba de abuzul, pragul la abuzul în serviciu. Da, dar atunci pare că vorbiseră între ei. Brusc a spus, după votul de la Senat, a spus nu știu, dar nu știu despre ce este vorba, n-am luat o astfel de hotărâre. La fel a procedat cu pensiile săptămâna trecută, în urmă când a spus, vin eu, vă asigur eu că las scaunul dacă nu le elimin, dacă nu le rezolv angajamentul ăsta. Uitați-vă astăzi din nou, rezolv eu problemele din educație. Stați liniștiți, mâine am convocat pe toată lumea și pun la treabă. Nu am nimic de spus cu privire la poziția PNL-ului. Este în mod evident escaladat cu totul controlul asupra a orice poate să spună PNL-ul în această alianță, coaliție sau cum îi spune, nu mai are zero valoare. Însă nici doamna Intotero de la PSD nu a dat nicio soluție. Am înțeles cuvintele de bună credință cu privire la educație. Sunteți președinta comisiei la Camera Deputaților și sigur că sunt cuvinte de bine pe care le adresăm cu toții acestui sistem. Dar care sunt soluțiile propuse din PSD, aș fi vrut să știu și eu și de la unul și de la celălalt. De unde le dați, ce le dați, de ce abia azi discutăm despre asta? Doamna Intotero, vă rog un răspuns pentru doamna senator Spătaru și aș vrea să adaug ceva, doamna Intotero, nu știu că dumneavoastră știți, dar Ministerul Educației se pregătește de grevă generală până la examene, pentru că doamna Deca a dat o decizie care a apărut în Monitor Oficial vineri, prin care președinții comisiilor de examen pot fi și profesorii din consiliile de administrație, nu doar directorii sau adjunții cum era până acum. Și asta pentru că probabil se așteaptă la, asta se spune pe surse din minister, că au gândit-o ca o soluție pentru o grevă generală care se prelungește. Da, nu știu ce a gândit doamna ministru, nu ne-a dus la cunoștința noastră a parlamentarilor, probabil colegilor de la Senat. În aceste zile când s-a fost prezentă comisia de la Senat, unde legile, am înțeles că legea pe învățământul preuniversitar a primit în această seară raport de adoptare și votul final undeva după ora 19:30 sau 18:30. Însă, ceea ce pot să spun, distinse doamne senator USR, soluții trebuiau să existe în momentul în care dânșii au fost la guvernare, dacă puneau în aplicare legea salarizării și creșteau salariile cadrelor didactice. Doamna. Doi ani de zile, cât a fost PNL și apoi cât a fost PNL cu USR,
cadrele didactice nu au beneficiat de creșteri salariale. Repet, din 2022, de când am intrat la guvernare, cadrele didactice au început să beneficieze de creșteri salariale, cât era prevăzut pe anul în curs, fără acea creștere retroactivă de care ar fi trebuit să beneficieze. Iar acea lege a salarizării unitare, la care a făcut referire distinsul europarlamentar, este jalonul 490, are termen de finalizare sfârșitul lunii iunie, cu posibilitate de prelungire. Păi așa s-a întâmplat cu toate, doamna Intotero, și pensii speciale și pensii salarizare nu se facă niciodată, dar totuși de unde sunt banii? Că noi am înțeles că e o problemă la buget, păi s-a dat o ordonanță de reducere a cheltuielilor, mă rog, praf în ochi, dar nu contează, noi am înțeles că e o problemă la buget. Acum, de unde s-au găsit bani peste weekend? Apropo de buget și apropo de PNR, propunerea ministerului, care a trebuit să votăm și noi, și anume desfințarea inspectoratelor școlare și creșterea numărului angajaților la ARACIP, este o soluție trecută cu albastru pe foaie albă în PNRR. Și dacă nu votam acea prevedere, nu puteam atrage fonduri europene. Bine, eu vă întreb, de unde le dăm bani profesorilor acum? De unde? Dacă ministrul finanțelor a făcut acea declarație în cursul zilei de astăzi, bine, sunt convinsă că vor găsi soluții. Ok, domnule Falcă, a zis domnul Budăi că PNL-ul n-a pus în practică legea salarizării. Declarația de astăzi, că de la PNL e problema cu salarizarea și iată cu grevele, protestele și dacă sunteți în coaliție, cum sunt permise astfel de atacuri? Unu și doi, de unde sunt banii? Deci banii, evident că n-am să știu de unde sunt de săptămâna asta până duminică, pentru că săptămâna aceasta n-au fost bani, duminică sperăm să fie bani. Cu ceea ce spune domnul Budăi, cred că s-a liniștit întreaga țară. Jaloanele sunt astăzi neatinse pe acest minister, de aceea cererea numărul 3 nici măcar n-am îndrăznit să o trimitem, nici nu ne gândim la cererea numărul 4. Suntem în urmă cu Programul Național de Redresare și Reziliență. În schimb, Guvernul României, statul român, a semnat contracte de peste 11 miliarde doar cu administrațiile locale, a semnat contracte pentru autostrăzi și ne place să ne lăudăm cu autostrada Moldovei, cu autostrăzile care vor trece Carpații, dar încă resursele nu le-am atras. Și eu cred că reformele sunt obligatorii pentru statul român și anul acesta, dar abia și așteptăm viitor. Și noi să le vedem. Este nevoie de onestitate. Bine, deci, domnule Glăvan, pentru că ați urmărit foarte scurt ce se întâmplă cu bugetul, vreau să înțeleg totuși de unde ar putea să găsească banii aceștia pentru profesori. Chiar vreau să vă propun să nu trecem atât de ușor peste subiectul ăsta. Contextul ultimilor săptămâni a fost marcat de gaura de 20 de miliarde de lei la buget. Deci ministrul finanțelor însuși a venit și ne-a spus că încasările bugetare sunt sub planificat și că e nevoie să se facă o economie de 20 de miliarde, care într-un final, în fine, s-a făcut o economie de doar 5 miliarde, dar nu mai contează. La ultimele săptămâni, problema a fost aceea de promovarea unei austerități de strâns cureaua, fiindcă nu sunt bani. Iar acum ni se spune că peste weekend vor fi bani, miliarde de lei. Eu vă spun, o creștere cu 20% a salariilor în învățământ, care ar fi perfect normală, pentru că țin să spun aici, anul trecut, strict prin inflație, salariul profesorilor, și oricine poate verifica asta intrând pe site-ul INS și făcând comparație între salariul mediu din învățământ în martie anul acesta și martie anul trecut, înregistrează o scădere de minus de 11% în termen real. Da? Deci 11% au fost mâncați de inflație, așa că eu acum când deci vin și de spun... Unde găsești de 20%? Ar însemna un miliard de euro. Da? Deci cum putem să vorbim? Adică exact economiile... Deci este ridicol să spui. Mulțumesc, Natalia Intotero, mulțumesc, Gheorghe Falcă, ne întoarcem cu Simona Spătaru și Bogdan Glăvan după publicitate.